Bună, sunt Casiana și astăzi o să vă împărtășesc cât mai multe sfaturi cu privire la bulbii care se plantează toamna. Cu toții ne dorim ca primăvara de vreme să avem o grădină sau o curte cu flori cât mai frumoase și divers colorate. Pentru aceasta este suficient ca toamna, începând din luna septembrie până în noiembrie, chiar și în decembrie, în cazul în care pământul nu este înghețat, să plantăm bulbi. Avem de ales între mai multe flori care se înmulțesc prin bulbi toamna, și anume lalele, zambile, narcise, ghiocei, brândușe și altele. În alegerea bulbilor de toamnă este foarte important să alegem pe cei mai mari, care sunt tari, fermi, sănătoși. Aceștia nu trebuie să aibă porțiuni moi sau mucegăite. La fel, nu este voie să fie încolțiți și să aibă tegumentul cât mai lucios. După ce v-ați hotărât ce flori urmează să plantați și ați ales culorile preferate sau variante de culori, atunci urmează să parcurgeți mai multe etape. Și anume, trebuie să alegeți locul unde urmează să plantați bulbii. Este de preferat ca acesta să fie luminos, iar soarele să ajungă ușor la plante. După ce ați ales locul unde urmează să plantați, pământul se sapă foarte bine cu un hurleț sau cu sapa, după care se mărunțește, pământul trebuie să fie cât mai afânat cu un drenaj bun, pentru că bulbii putrezesc ușor dacă băltește apa. Dacă solul este sărac, se aplică îngrășăminte granulate, care au un conținut scăzut în azot și cu o eliberare treptată. Se amestecă, după care urmează să plantați bulbii. Înainte de plantare, se face o groapă cu sapa sau direct cu plantatorul de bulbi. Adâncimea acesteia trebuie să fie în funcție de mărimea bulbului. De obicei, trebuie să fie de 3 ori mărimea bulbului. Bulbul se plantează apoi cu discul în jos, pentru că de aici încep să pornească rădăcinile. Se acoperă apoi cu un strat de pământ de 2 ori mai gros decât mărimea bulbului. Este foarte important să aveți o distanță suficientă între bulbi. Ea trebuie să fie de minim 10 cm. În cazul în care ați ales să plantați mai multe tipuri de flori, distanța trebuie să fie mai mare, pentru ca bulbii și florile mai târziu să nu fie umbrite unele de altele. Este de preferat să cumpărați bulbi gata ambalați, deoarece pe pachet scrie atât adâncimea la care aceștia se plantează, cât și distanța între plante, de asemenea mărimea florilor, înălțimea acesteia și chiar și perioada în care florile înfloresc. După ce ați plantat bulbii, dacă umiditatea din sol nu este suficientă, atunci trebuie să-i udați. O atenție deosebită trebuie acordată în grădinile unde s-au văzut urme de rozătoare, deoarece aceștia se hrănesc cu bulbii. În cazul acesta trebuie să puneți momeli sau aparate antirozătoare. Până data viitoare, vă doresc spor în toate!